Primăria Municipiului Timișoara începe preventiv tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și larvelor acestora pe domeniul public al orașului. Acțiunea este programată să aibă loc în perioada 15-25 aprilie. Tratamentele vor fi efectuate terestru între orele 21-6. Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător. Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătății. În conformitate cu dispozițiile legale, asociațiile de proprietari și locatarii, proprietarii de gospodării individuale și cetățenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente au obligația la rândul lor să efectueze prin operatori specializați lucrările de deratizare și dezinsecție în termen de 5 zile de la constatarea apariției rozătoarelor sau insectelor. Nerespectarea obligațiilor se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 și 1000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1000 și 2500 de lei pentru persoanele juridice.